de la SRI. Sau vine cu vreun prieten de acasă. Nu vă dați seama că spuneți că Grindeanu e acoperitul SRI-ului? Apropiat este aici, acoperit nu o fi, dar apropiat este. Însă ați văzut când se dă comanda și se strigă adunarea, cei care sunt sub papucul SRI, vedeți după cum reacționează, după cum votează, după cum se poziționează față de anumite subiecte. Deci dacă vine în felul acesta, este posibil, unul, să nu-și ia voturile în Parlament de la propriul partid, chiar dacă ar ajunge cu guvernul la Cotoceni și ar trece acolo, și doi, este foarte rău pentru țară. Deci dacă tot circul acesta va duce la un alt guvern de tip Cioloș, guvernul de tehnocrați, de fapt un guvern pus de sistem pentru satisfacerea propriului interes de a conduce România, atunci degeaba alegeri, degeaba scandalul de săptămâna aceasta. Doamna Udrea, poate să mi se pară întrebare năzărită, dar asta o am în cap, pe asta vă pun. Dacă ați putea da timpul înapoi, indiferent în ce moment din ultimii 27 de ani, pentru a schimba un om, o zi, un eveniment, un drum pe care ați apucat-o, care ar fi ziua în care ați dat timpul înapoi și ce ați schimba? M-aș lega de biroul președinte Traian Băsescu să-l demită pe Colde. În toamna, deci, repet, 2014. Repet, e foarte... nu v-ați grăbit? Nu m-am grăbit. Vă întâlniți cu Dumnezeu, nu e niciun fel de... Vă întâlniți cu Dumnezeu pe calea victoriei și spune Elena, îți dau voie să-ți alegi o zi în care te întorci și acolo în ziua aia schimb ceva. Asta ea spune... Cred că da, eu nu regret nimic din ce am făcut. Ok, sunt un om cu care, un om politic. Merită Coldea. Merită Coldea. Cu rele, îmi asum tot ce am făcut, cred că am făcut și foarte multe lucruri bune. Deci nu regret și n-aș schimba. Multă lume întreabă dacă, văzând ce ți s-a întâmplat și ce ți se întâmplă de 2 ani, toată nebunia asta, toate acuzațiile care mi s-a aduc, toate dosarele astea, nu cred că eu am mai multe dosare decât mine în țara aceasta, pedeapsă 6 ani deja de pușcărie cu executare. Nu ai schimba asta cu politica? Nu. Sunt bucuroasă, mândră de ce am făcut în politică. Dacă ar fi să schimb ceva, și mi-asum și lucrurile pe care le-am făcut altfel decât mi-aș fi dorit și altfel decât sau nu le-am făcut atât de bine pe cât ar fi trebuit. Dacă ar fi să schimb ceva, aș schimba momentul în care mi-am dat seama ce se întâmplă și nu am putut să-i convinc și pe ceilalți din jur de percepția mea că sistemul se instalează și că sistemul lucrează în mod abuziv. România acum, în opinia noastră, este controlată mai mult de clasa politică, mai mult de votul popular sau mai mult de serviciile secrete și cei aflați în imediata lor apropiere? Nu poți să niciodată nu te superi pe electorat, să spună. Că de fapt votează în funcție de ce sunt în stare politicienii să le ofere. Dar poporul a votat totuși altfel decât a vrut sistemul. Sistemul a vrut să se voteze cu USR. Nu? A încercat Monica Macovei, M10, n-a reușit. Au vrut cu USR. E, uitați că poporul a votat cu majoritar cu PSD. Deci populația țării a intuit corect sau a mers împotriva, în ciuda sistemului. Deci aici nu avem nimic, niciun reproș de făcut. Clasa politică, în primul rând că cred că această clasă politică este descalificată nu prin lipsa de profesionalism, ci prin lașitatea de care dă dovadă. Tremură toți de frică. Vedeți pe vânul să aibă curaj, chiar și acum, în condițiile în care au dus bătălia sau săptămână în care au văzut că îi amenințau cu dosare, că l-au luat cu mascați ieri pe Vâlcov, în plin scandal, că au făcut presiune asupra PSD-știlor să treacă de partea lui Ponta și lui Grindeanu. Chiar și așa lor le este frică să numească. Da, domnule, ne batem cu sistemul. Deci clasa politică, chiar și câștigătorii din clasa politică, sunt de fapt niște fricoși și tremură în fața sistemului din motive personale. Deci în momentul acesta România este manevrată de sistem.